Acum, după ce ne-am șters mâinile cu zăpadă, am scos vetrică, mergem împreună cu Cătălin către Marea Căptură. Da, exact. Vremea este bună pentru noi, soarele e sus, gheața începe să crape, avem o zi frumoasă înainte, așa că sperăm să prindem și ceva. Dincolo de Republica Moldova, frații noștri de peste tu. Cu Dumnezeu înainte, hai mai tragem un gât de palincă și plec. Vreți să arăt fărnici călege și călege am prins? Ne-am întors 200 de metri mai în aval, unde găsim un grind, un grind bun, unde vom pune două lansete. Acolo unde e apa înghețată, înseamnă că, unde e înghețat, înseamnă că apa e mai puțin adâncă. Să vedem ce este. Ce călege folosim? 04. 4 clap, da? Perfect. Bine. Iar momeala normal că este metrica care am spus acum câteva minute. Este un fel de musculiță de mai care se spune vetrică captură. Vetrică captură adevărat. Vremea e frumoasă, vântul nu prea suflă. Zona e perfectă. Vom încerca o jumătate de oră și după aia o să ne mutăm în altul. Încercăm la copca aia, Cătălin? Ha? Încercăm la copca aia? Go!